Bună seara, bun găsit la ediția specială dedicată alegerilor generale, locale și în special Chișinăului. Iată așadar avalanșă de informații, începând cu exit poll-ul, care este absolut irelevant. De altfel am auzit pe domnii Petruți și Lucian plângându-se de faptul că un absenteism de 25,9% a dus ca până la ora 20, atunci când au fost numărate chestionarele derulate de cele două companii de sondare opiniei publice, să arate un rezultat neconcludent, adică 37,1 Ion Ceban, 37,0 sau punct, dacă doriți, Andrei Năstase. Am aflat așadar că nu se poate trage nicio concluzie din acest sondaj de opinie. Pe de altă parte, o prezență la vot de 37,78% ar trebui cumva să lămurească lucrurile, însă i-am ascultat pe domnii Andrei Năstase și Ion Ceban, cumva rezervați, lăsând ca numărătoarea să rezolve lucrurile, într-adevăr o numărătoare care va trebui să fie deosebit de corectă. Pe de altă parte însă, haideți să vedem cum înțeleg deja doi câștigători din primul tur toată această istorie a Chișinăului. E vorba despre doamna Veronica Herța, vicepreședintă PL, dar consilier ales deja din primul tur, consilier local. Bună seara, doamnă Herța! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult pentru că ați venit, bine ați venit! Și de asemenea, ales tot din primul tur în calitate de consilier local, președintele ODIP Unirea, domnul Vlad Bilețchi. Bună seara, domnul Bilețchi! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult pentru că ați venit! Iată, fiecare dintre dumneavoastră, într-un fel sau altul, a obținut deja simpatia publicului, vă bucurați de încredere, fără dileme și echilibre precare, așa cum se arată în acest sondaj, și fiecare dintre noastre reprezintă, pe de altă parte, și o opțiune unionistă. Oricând vine vorba despre salvarea Chișinăului, cum s-a întâmplat de fiecare dată, toată lumea s-a bazat pe suburbii și pe votul unionist. Iată însă că cel puțin sondajul acesta, la ieșirea de la urne, așa numit exit poll, nu clarifică nimic. Cum vedeți dumneavoastră toată situația din moment ce exit poll-ul a ieșuat și ne bazăm doar pe numărători? V-ați făcut propriile estimări? Ați încercat să vedeți așa după cum... Doamnă Herța, ce... Da, deci, de fapt, în cadrul unei alte emisiuni, tot aici la dumneavoastră, spuneam că s-a observat în primul tur o lipsă de motivare, da, din partea alegătorului, dacă facem comparație cu ceea ce a fost în 2015 ca prezență la vot. Uh-huh. Și spuneam că, de fapt, stă... sau depinde deja de cei care au ieșit în turul 2 dacă vor reuși să motiveze alegătorul să iasă la vot sau nu. În realitate, toate calculele arată că există un număr limitat de cei care votează stânga în municipiul Chișinău. Acesta ar fi la maximum 110-115.000 de alegători. Motiv din care, conform calculelor ale mele personale, exit poll-ul meu, dacă doriți, așa, deoarece, cu părere de rău, exit poll-ul oficial nu ne-a dat nicio claritate, va fi la o diferență de 4%, 48-52%. 52 fiind la domnul Năstase, 48 la domnul Ceban, sau cel cum? Mai probabil, da, fiindcă și după expresia feței a domnului Ceban și după frazele și mulțumirile pe care le-a expus, probabil că așa va fi. Sper eu că, de fapt, rolul decisiv l-au jucat în acest caz unioniștii. Să nu uităm că rezultatele primului tur au arătat că, de fapt, în municipiul Chișinău avem 20% unioniști, fiindcă vorbim despre acele 10% care au fost luate de Dorin Chertoacă și celelalte sutimi care au fost luate de foști exponenți ai PL-ului. Și pe această cale reiterăm încă o dată că am făcut un apel către toți unioniștii pentru a uniu forțele, să fim o unică forță și acea mare, dacă doriți, în jurul PL-ului, sau a fost dată și propunerea unui congres în care hai să vedem care este cel mai bun. Repet, de fapt s-a demonstrat că unioniștii contează și probabil că inclusiv și acea ieșire din ziua de vineri a domnului Chertoacă alături de Maia Sandu i-a motivat pe unii să iasă la vot și să-și exercite dreptul la vot. O ieșire interesantă, într-adevăr, în care doamna Sandu dădea un mesaj de susținere direct în favoarea domnului Năstase. Domnul Chertoacă, pe de altă parte, a dat un mesaj direct de nesusținere a lui Ion Ceban, da, dar nu s-a referit la Andrei Năstase. Păi, fiindcă noi suntem destul de consecvenți în mesajele pe care le transmitem către alegători. De fapt, mesajul care a fost dat în data de 20 octombrie este exact 1-1 cu mesajul care a fost dat în data de 1 noiembrie. Un vot împotriva lui Ion Cebanu.
și un vot pentru susținerea proiectelor europene și susținerea a tot ceea ce a fost inițiat bun ca Chișinăul să devină o capitală europeană și românească. Acum rămâne să vedem, am să vă întreb un pic mai încolo după ce aud și părerea domnului Bilețchi, dacă aveți într-adevăr încredere că în cazul în care domnul Năstase ajunge primar, va fi un demn continuator al proiectelor. De asta este, domnule Bilețchi, cum interpretați dumneavoastră toată, iată, întâmplarea aceasta? Secțiile de vot s-au închis, exit poll-ul a ieșuat, nu poate spune nimic clar. Doamna Herz a făcut propria prognoză, 4% în favoarea domnului Năstase, adică 52 la 48. Da. Din punctul nostru de vedere, cum stau lucrurile? Ce simțiți că se va întâmpla? Situația este una foarte șubredă, din mai multe motive. Principalul fiind cel că chișinăuienii nu se regăsesc nici unul dintre cei doi candidați, dar totuși ei au acces în turul 2 și în acest sens eu vreau să spun cine sunt responsabili de această situație. Nu analiștii politici, nu televiziunile, ci oamenii care i-au votat. Pentru că am văzut foarte multe frustrări, foarte multe nemulțumiri și foarte multă antipatie față de cei doi candidați ajuns în turul 2. Dar aceasta este consecința votului din turul 1. Pentru că noi am votat nu un program electoral, noi nu am votat strategii, continuitate, proiecte concrete care să ne îmbunătățească viața în Chișinău. Noi am votat cei mai cunoscuți, cei mai văzuți pe la televiziune, cei mai pe val, dacă doriți așa. Și acum va trebui să suportăm consecințele. Din cei doi, eu sunt unionist. Bineînțeles că oponenții mei ideologici întotdeauna sunt socialiști. Eu nu pot să am cuvinte de laudă sau de apreciere, dar trebuie să remarc că Ceban a avut o campanie inedită, în sensul în care cu siguranță a fost sfătuit să fie mai calm și mai domol. Nu l-am văzut trăgând de urechi cum a făcut-o cu Dorin Chertoacă, să punând cupe de glot pe masă, mergând cu megafonul prin oraș. A fost foarte calm, foarte liniștit, fapt care nu este propriu. Fapt care nu îl reprezintă. Deci, practic, a simulat o calmitate cu scopul de a atrage electoratul. A avut un mesaj cât se poate de echilibrat la capitolul politică externă. Nu s-a afișat că este din partea Rusiei sau un exponent al viziunilor pro-ruse. Și a făcut-o intenționat pentru a bulversa și mai mult alegătorii, care până acum erau siguri și erau obișnuiți să-l vadă cu steluța socialist, lângă Dodon, lângă Putin și așa mai departe. A făcut-o iarăși intenționat. A avut o campanie bazată strict pe cifre, pe argumente concrete și așa mai departe. La fel a făcut-o intenționat cu scopul de a denigra contracandidatul său, Andrei Năstase, precum că acesta nu ar cunoaște datele problemei, datele Chișinăului și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al campaniei, este cert că Ceban a fost consiliat net superior. La fel, din punct de vedere și financiar, a fost peste tot, pe toate billboardurile. Și culmea este că aceste billboarduri de mii de euro erau chiar alături de gropile din asfalt, chiar alături de trecerile de pietoni care erau devastate, chiar alături de trecerile subterane care sunt stricate. Și acest lucru este urât, este murdar, pentru că, pe de o parte, el pretinde că va salva Chișinăul, iar pe de altă parte, în loc să o facă, investește în publicitate inutilă, care exact după această zi nu va mai avea nicio valoare. Eu sper foarte mult că nu va câștiga Ceban, dar nu voi veni cu partea a doua, nu voi spune că îmi doresc să câștige Năstase, pentru că nu mă reprezintă și pentru că nu este demn să fie primar. Eu cred că Dorin Chertoacă era cel mai bun primar și eu cred că era unicul candidat care putea să facă praf pe Ceban, sigur, cert, și nu avea să mai avem niciun fel de dubiu astăzi în aceste emisiuni. Într-adevăr, dubiu se menține, măcar și din perspectiva faptului că vedem un exit poll nerelevant, absolut nerelevant, o egalitate precară. Iată, domnul Bilețchi, pe de altă parte, spune că ar fi fost cel mai bun contracandidat pentru Ion Ceban, a fost Dorin Chirtoacă. Rămân cifrele să vorbească. Din nefericire, cifrele au arătat că Dorin Chirtoacă s-a plasat pe locul 3, menținându-și bazinul și fidelii, neputând însă să facă față lui Andrei Năstase. Da, doar că toate acestea sunt, haideți să recunoaștem, sunt consecința manipulării mass media. Să-mi fie iertată expunerea în cadrul unui post de televiziune, dar așa este. Am întâlnit foarte mulți oameni care pe parcursul acestea două săptămâni au spus, deci deja după ce au conștientizat ce înseamnă turul 2, fiindcă deja în turul 2 sunt ăștia 2 și atât. Nu mai există o cale de întoarcere astfel încât să plasez pe locul 2 pe altcineva. Am întâlnit foarte multă lume care a zis că, uite, ne pare rău că nu l-am votat pe Dorin Chertoacă, dar deoarece tot se spunea că nu ar avea șanse, a zis că să dăm votul persoanei care era prezentat ca fiind, cum erau ei prezentați, da? Favoriții. Favoriții, da. Deci, de fapt, în realitate, își mulțumesc pe această cale lui Vlad pentru
faptul recunoașterii realității așa cum este, motiv din care și-am susținut doar, sau am venit doar cu mesajul de continuare a proiectelor europene și în continuare la ceea ce ați spus, întrebarea în care mi-ați urmat să mi-o acordați. De fapt, eu aș vrea să se înțeleagă foarte bine și prin mesajul cu care a venit Dorin Chertoacă în ziua de vineri. Asta nu înseamnă că noi am uitat de cele expuneri care au fost și prezentări de documente care au fost așa înaintate de către Dorin Chertoacă vis-a-vis de Năstase în ceea ce ține aeroport, în ceea ce ține Victoria Bank. Noi nu am uitat votul de la PCE, doar că noi suntem în Consiliul Municipal și vom fi cu ochii, indiferent de cine va fi primar, exact pentru a susține continuarea acestor proiecte europene ce țin de transport, de drumuri, de apă și canalizare, de eficiență energetică. Deci, credeți-ne că nu vom sta într-o parte și vom privi neputincioși, dar vom arăta exact când nu se face corect, iar dacă ne va fi solicitat un punct de vedere, vom veni și cu un punct de vedere sau cu un sprijin, doar în cazul în care vom simți că totuși există această deschidere, fiindcă până la acest moment, care vor fi realitățile de configurare în Consiliul Municipal, noi nu cunoaștem. Bun, domnul Vilețchi a vrut să intervină și după aia adaug eu o întrebare. Da, intervin pozitiv. Știți ce vreau să le spun eu celor care urmăresc această emisiune și sunt unioniști? Eu mă bucur și am o deosebită satisfacție că Năstase a fost nevoit de 3 ori să includă în pleantele lui cuvântul România, români și să meargă prin România. Ceban a fost nevoit să-l atace pe Năstase tot cu argumente românești ca să-și demonstreze capacitatea. Deci, cei care vreau să ne interzică au fost nevoiți să dea mesaje pentru noi, cei care spuneau că suntem dezbinatori și nu jucăm niciun rol important, au fost nevoiți să folosească mesaje pentru a ne atrage și acest lucru înseamnă că noi unioniștii existăm, suntem un grup destul de mare și practic noi astăzi am decis dacă va fi Năstase câștigător sau nu, pentru că dacă s-ar fi bătut doar blocul acum și doar PSRM-ul, dacă noi unioniștii toți am fi boicotat alegerile, eu sunt sigur că ar fi câștigat socialiștii. Da. Sunt sigur 1000%. Bătălia în turul 2 s-a dat pentru voturile unioniste. Mai mult ca atât, eu nu știu dacă ați remarcat, la un moment dat, privind retorica lui Ceban, avea impresia că deja și el este unionist. Deci, la un moment dat, el la anumite dezbateri se flutura cu careva acte, careva susținere financiară care urmează să vie de la Oradea, nu știu de unde, da? Deci, sincer, avea impresia că nu era jos să fie plasată steluța, pentru că el practic de steluță cam a fugit pe parcursul întregii campanii, avea impresia că e unionist și el. Bun. Poate el în adâncul sufletului și este, de fapt, în realitate. Cine știe cum? Într-adevăr, noi cândva, dacă țin minte, chiar și pe domnul Dodon, le auzeam spunând că Uniunea Euroasiatică este o chimeră și scăpare doar către Uniunea Europeană, după care lucrurile s-au mai nuanțat. Dar apropo de domnul Dodon, aici era întrebarea mea. Și ce se întâmplă, indiferent care dintre cei doi ar ajunge primar, ce se întâmplă dacă blocul acum dă curs acelei invitații de a se crea și la nivel local același tip de alianță care s-a creat la guvernare? Adică, bun, să se creeze, nu știu, consilierii să unească, să meargă pe o mână. Și atunci, da, indiferent cine mai ajunge primar, el este doar un executant al altor decizii care se iau între consilieri. Ce se întâmplă? Deci, de fapt, acum, în ultima săptămână, cu tot această neînțelegere în aspectul ce privește alegerea procurorului, da, am văzut că, de fapt, de aici a pornit neconcordanța în discursul public a lui Dodon și a lui Maia Sandu. Și a mai spus astăzi Dodon, dacă nu greșesc, că vom vedea care vor fi rezultatele. Apropo, el a promis că după ora 21 poate face niște dezvoltări. Da. Încă nu le-a făcut. Vom vedea care sunt rezultatele și după aceasta vom vedea care va fi configurarea în guvern și dacă va fi păstrat acest guvern. Să ne readucem aminte că PD-ul, de fapt, a înaintat moțiunea de cenzură acum 2 săptămâni, care nu a fost discutată pe parcursul acestei săptămâni. Dar la care doamna Sandu a zis că va merge și va răspunde la orice întrebare. Exact, da. Dar interesant este care va fi votul, da? Exact. Deci faptul că răspunde este ok și este corect ca să se răspundă, dar important este votul. Fiindcă se mai aude așa prin ulițele Chișinăului că totuși urmează să fie reconfigurată majoritatea parlamentară, astfel încât PD-ul să se regăsească alături de PSRM. Și în acest caz depinde și de această a fi sau a nu fi această configurare, ceea ce va fi și la Consiliul Municipal. Mai mult ca atât, de fapt,
în cadrul unei alte emisiuni la aici la dumneavoastră spuneam despre acest ping-pong de invitații pe SRM către acum că nu o să facem nicicum alianță la nivel local cu cei de stânga. Paralel, în unele din raioane, platforma a ieșit cu susținerea candidatului pe SRM. Deci, o neînțelegere totală. Există probabilitatea sau există și riscul, hai să spunem așa, ca acea înțelegere care a fost și înainte de parlamentare și semnătură de... Ce au semnat? Un fel de acord, angajament public că nu va fi făcută alianță cu PD, cu PSRM, Șor și așa mai departe. Nici nu știi ce o să fie. Depinde foarte mult. Știți cum totul se camuflează foarte ușor după diverse etichete. Vor spune, iată, lucrurile s-au așezat în așa fel încât ne impune situația să facem. Nu că am vrea noi, nu că n-am avea altă ieșire, dar iată, așa este situația. Și atunci, da, există un risc. Și un risc destul de mare, ca indiferent cine, care dintre cei doi concurenți, și vom afla asta relativ repede. Cred că se va afla destul de clar. Probabil CEC va ieși peste vreo La una din secții de votare deja am rezultatele. Sunt 235 pentru Ceban, 210 pentru Anastasie, la una din secțiile de votare din Buiucani. Așa. Bun, și astea sunt datele pe care le luați de pe site-ul CEC, ca să... Nu. Din intern, da, la secții de votare, cineva din membri. Bun, asta nu e bine să spunem, înseamnă... Dar n-am spus numărul secției. Am înțeles. Nu e bine să spunem asta, se pot naște complicații. Nu. Dar, domnule Bilețchi, iată, vă întreb și pe dumneavoastră, ce se întâmplă dacă aflați cu surpriză că, indiferent cine a ieșit primar, de fapt se creează o alianță de asta, ce-o fie și la nivel local, nu doar la guvernare. De la bun început acestei campanii al turului 2, în care s-au prezentat într-un sfârșit, slavă Domnului, cei doi candidați, am văzut ceva de-a dreptului și din comun. Cei aflați într-o alianță, care au bătut palma, se denigrau, se atacau și se făceau a lupta unii împotriva altora. Ei bine, noi trebuie să ne trezim la realitate și să conștientizăm că toată Republica este condusă de tot de ei, uniți împreună, după ce au bătut palma. Aceste lupte locale sunt o încercare de a ne reanima pe noi, ca noi să participăm la vot. Noi aveam nevoie să vedem duelul dintre Năstase și Ceban, altfel nu mai veneam nimeni la vot, pentru că plus, minus, tot cam acolo se duc voturile, tot în alianță, tot în familie, să spunem așa. Cert este că din toată această cumătrie câștigă cel mai mult socialiștii, au de profitat, pentru că ei mănâncă și devorează din interior blocul acum, o să le ia oameni, o să le ia funcții, le-au împins deja cele mai problematice ministere. Deci dacă noi vom trăi mai prost, vinovată va fi Maia Sandu, Năstase și blocul acum. Dacă noi nu vom avea justiție, vinovată va fi Maia Sandu și blocul acum și Năstase. Iar ei, socialiștii, și-au luat sistemul de drept, îl controlează foarte bine și în momentul în care se va mai domoli această simpatie enormă față de blocul acum, având procuratura, pot face dosare penale, având SIS-ul, ne pot intercepta și urmări la orice pas, având anticorupția, pot veni la orice companie care sprijină prin donații sau prin alte mijloace un anumit partid sau concurent electoral, având Armata Națională, ne-au paralizat practic sistemul de apărare, deci ei au știut foarte clar ce fac, inclusiv și acum ei știu foarte, foarte clar ce fac, chiar dacă vor lua sau nu vor lua primăria municipiului Chișinău, eu sunt sigur că ei, într-o formă sau alta, se vor regăsi în organele de conducere ale primăriei și vor avea un cuvânt decisiv. Primează-și preponderanța consilierilor, de exemplu. Dar exact. Ei sunt și dacă atrag de partea lor, într-o formă sau alta, formalizată, neformalizată, până la urmă... Regretabil este că la nivel local aceste alianțe nu urmăresc obiectivul de a ameliora situația locuitorilor, de a dezvolta localitățile, ci pur și simplu partajarea terenurilor, împărțirea sferelor de influență și așa mai departe. Știți, atunci când merge vorba de bani, de construcții neautorizate, de schimbarea destinațiilor de terenuri sau de alte șmecherii care se fac prin primării, nu mai contează. Pro-european, banii sunt la fel și ei toți iubesc banii. Și aici, credeți-mă, pot aduce 1000 de argumente din 898 de localități de Republica Moldova, în care s-au înțeles oameni cu viziuni diametral opuse atunci când mergea vorba de interesul financiar. Și acest lucru este regretabil, pentru că la televizor simulează una, iar în realitate împart ministerii, guverne, sate, raioane și așa mai departe. Domnul Herța, presupunând că acest interes va prima și vă veți pomeni, să spunem, în Consiliul Chișinăului, cu niște prietenii neconvenabile, să spunem, bunului mers al Chișinăului, bunului mers al proiectelor despre care ați vorbit, aveți vreo posibilitate de a aduce lucrurile pe făgașul bun? Adică administrarea Chișinăului ar trebui să primeze înainte de orice altceva.
Vă asigur că, de fapt, fracțiunea Partidului Liberal, chiar dacă, cu părere de rău, este cea mai mică, dar o să fie cea mai bine auzită și mai răsunătoare, dacă doriți, dacă... Și îmi cer scuze pentru poate lipsă de modestie, dar Dorin Chirtoacă este cel care a stat la baza tuturor acestor proiecte europene și le-am trăit, le-am dat viață la propriu. Da, eu am fost o perioadă mai mare de un an, am fost director general la Canal. Iertați-mă, vă întrerup, da, pentru că tocmai la sediul Partidului Liberal se pregătește să facă declarații președintele partidului, domnul Dorin Chirtoacă. Iată, haideți să vedem. Da. De aceea putem vorbi liber despre alegerile locale din Republica Moldova în ansamblu și respectiv cel mai interesant aspect, municipiul Chișinău. Așadar, au fost afișate rezultatele unui pretins exit poll cu 37,0. Acesta nu este un exit poll. De aceea nu se poate discuta nimic pe baza acestui sondaj la ieșire de la urne. Tot ceea ce va apărea în spațiu public pe marginea acestui sondaj la ieșire de la urne nu sunt altceva decât speculații și pretexte pentru a nu recunoaște alegerile. N-am mai văzut asemenea lucruri de-a lungul timpului și nu ne-ar mira deloc să le vedem din nou. Acum, să le luăm pe puncte. Primul rând, toată Moldova a votat. Prezența nu este extraordinar de mare, la fel ca și în primul tur de scrutin. Asta înseamnă că oamenii încă nu și-au revenit după șocul dictaturii pe care am avut-o pe vremea regimului Plahotniuc-Dodon Șor. Mai este mult de muncit până când vor fi motivați oamenii să participe din nou la alegeri, să creadă din nou în primari, în consilieri locali, în parlamentari, în ministri, în prim-ministri, în președinți și așa mai departe. Asta e prima și cea mai dură și drastică concluzie legată de aceste alegeri locale. Pe de altă parte, totuși, în mod democratic, iată, ne alegem primarii și consilierii locali. Turul întâi am văzut câți au fost aleși, turul al doilea. Cu alte cuvinte, puterea locală devine una din nou legitimă, corect aleasă, pe bază democratică și așteptările cetățenilor urmează să se materializeze, măcar într-o anumită măsură. Cum am reușit cel puțin de-a lungul timpului. Începem prin a mulțumi tuturor acelor care au participat la vot și tuturor acelor care, din câte am văzut, m-au votat și pe mine astăzi. Cu toate că nu eram în buletinul de vot, dar am văzut că unii alegători s-au arătat atât de conștiincioși și fidele, încât și acum m-au votat pe mine. Există o vorbă. Odată primar, toată viața primar. Din acest punct de vedere, rămân a fi primarul locuitorilor Chișinău pentru tot ceea ce am făcut bine în acest oraș în ultimii 10-12 ani și voi continua, din poziția de consilier municipal, să-mi duc până la capăt proiectele europene care sunt cunoscute, apa, drumurile, transportul, managementul deșeurilor și respectiv termoizolarea clădirilor. În ceea ce privește propriu-zis rezultatul alegerilor, evident că este corect să așteptăm rezultatele oficiale de la CEC, însă am încrederea că victoria va fi din partea candidatului blocului acum, din partea democratică și pro-europeană, pentru că întotdeauna, în turul al doilea, în condițiile aceleiași mobilizări sau unei mobilizări mai mari, câștigul a fost anume de partea candidatului pro-european, o spun din propria experiență de 3 ori. Să ne amintim anul 2011, când eram la limită cu Igor Dodon, când în seara zilei alegerilor el era dat câștigător, chiar și în cursul nopții. Însă spre dimineață, odată cu venirea tuturor proceselor verbale de la toate secțiile de votare, în special din suburbii, lucrurile s-au așezat 100% la locul lor și s-a constatat un avantaj de circa 3.000 de voturi atunci, îmi amintesc. Cu Zinaida Grecian a fost și mai ușor, 53-47. De aceea, în cazul în care socialiștii acum își proclamă unilateral victoria, fără să aibă rezultate ale alegerilor, măcar de la o parte din secțiile de votare, asta înseamnă că ei mâine dimineață vor striga vot fraudat, nu recunoaștem alegerile, vom cere renumărarea buletinilor de vot și pe asta își vor construi mai departe retorica, așa cum am văzut timp de 10 ani la primăria Chișinău, când tot timpul ei n-au recunoscut alegerile și tot timpul au considerat că ei sunt întotdeauna cei nedreptățiți, ei sunt cei corecți, ei sunt cu adevărul absolut. În ceea ce ne privește, noi ne-am făcut datoria până la capăt, am susținut direcția pro-europeană, repet încă o dată, noi nu am mers pentru candidatul respectiv al blocului acum, noi am mers împotriva socialiștilor, chiar dacă asta înseamnă o susținere indirectă, noi nu ne-am retras nimic din ceea ce am spus vis-a-vis de Andrei Năstase legat de
Air Moldova, legat de Victoria Bank, legat de celelalte chestiuni, votul la APC, etc. Noi aceste lucruri le-am spus, le spunem și le vom spune în continuare, însă direcția pro-europeană a municipiului Chișinău și proiectele europene trebuie să prevaleze. Din acest punct de vedere, în Consiliul Municipal nu suntem gata să formăm o coaliție, fie și minoritară, cu cei din bloc acum, dacă vor dori. În cazul în care Dodon, de supărare pentru apelul pe care l-am făcut împreună cu Maia Sandu în vinerea, dinaintea alegerilor, are de gând să rupă coaliția, mai mare rușine pentru el. Și respectiv, noi suntem gata și de anticipate și în acest sens vom contacta, începând de mâine, începând de marți. Revenim în studio pentru că, iată, domnul Chirtoacă își lungește puțin discursul. Sunt curios să aud și părerile dumneavoastră. În mare măsură și era firesc să fie așa, ați spus aceleași lucruri. Am reținut însă, din ceea ce spunea domnul Chirtoacă, o chestiune interesantă și, într-adevăr, acesta este unul din scopurile ascunse ale realizării unui exit poll, ca dacă el îți confirmă rezultatele, să fii mulțumit și să-l aduci ca un argument, să spui, iată, lucrurile au mers mână la mână, s-a numărat corect, sau dacă nu, să te victimizezi, să spui, iată, exit poll-ul spune altceva, votul e fraudat și așa mai departe. E foarte posibil ca perdantul să folosească acest argument. Însă domnul Chirtoacă crede că perdantul va fi, într-adevăr, Ion Ceban și calculele, toate calculele arată cam același lucru. Așa ar trebui să fie. Însă eu mă întorc la discuția noastră anterioară și probabil că în vreo 20 de minute și Comisia Electorală Centrală va veni cu primele numărători și vom înțelege mai bine cum stăm. Dar întrebarea mea va fi următoarea pentru dumneavoastră. În cazul în care, de exemplu, domnul Andrei Năstase câștigă și probabil va câștiga alegerile, într-adevăr a fost salvat Chișinăul din perspectiva, să spunem, dumneavoastră? Va putea domnul Năstase să fie până la capăt fidel ceea ce până la urmă și dânsul a declarat și a susținut că e un pro-occidental și așa mai departe, dar un pro-occidental cu votul pe care îl știm la APC, de exemplu. Va putea rămâne consecvent totuși mai degrabă vectorului european și dorinței de a păstra și Chișinăul tot pe acest vector? Doamnă Herță. Speranța noastră este că s-a conștientizat că de fapt repet ceea ce am spus la începutul emisiunii, că de fapt voturile unioniștilor au jucat un rol decisiv în acest tur 2. Speranța mea este că s-a înțeles și s-au tras concluziile respective în baza rezultatelor pe care le au în alianța la administrația publică centrală, la nivelul APC. Dar și sper eu că să nu se calce, există la noi așa o vorbă, să nu se calce iarăși pe aceeași grebă. Adică să nu existe duble standarde din partea politicienilor, să nu se spună înainte de campanie ceva și după ce am ieșit bine mersi ca învingători să se uite ceea ce a spus. Adică nu se exclude faptul că există riscul. Spuneam că, de fapt, în cadrul unor altor discuții, săptămâna trecută, la un alt post de televiziune, cineva din socialiști a mai aruncat vorbe de genul că, de fapt, cei de la blocul acum vor forma două fracțiuni, fracțiunea PAS și fracțiunea PPDA, și cei de la PAS o să se regăsească alături de socialiști. Eu cred că foarte mult depinde de cine va ieși totuși în turul 2, învingătorul în turul 2. Spuneam că calculele arată că totuși pro-europenii sunt cei care duc flacăra inclusiv a românismului în continuare. Nu știu ce să vă spun, e destul de complicat. E foarte sensibil, de fapt, pentru că nu putem nega argumentul conform căruia, dacă domnul Năstase câștigă, o face prin votul unioniștilor, cert. Ceea ce ar crea o datorie morală față de unioniști, da. Aceiași unioniști pe care la un moment dat i-a lungat de prin și piață. Eu aici chiar mulțumesc tare mult că mi-ați adus aminte de chestia de alungare. Știți, mă gândeam astăzi, nu știu dacă alegătorul nostru, având memoria a ceea ce s-a întâmplat, hai să luăm din 2015 până acum, conștientizează, de fapt, importanța pasului pe care l-a făcut Dorin Chirtoacă prin acel video, prin acea chemare la vot cu Maia Sandu. Deci, la noi, cu părere de rău, nu toți politicienii au noțiunea de maturitate politică. În 2015, cu două săptămâni înainte de alegerile din Chișinău, Partidul Liberal, având scena amplasată, având autorizații de la primărie, a fost huiduit
a fost numit în tot felul, inclusiv și Iuda, de către cei de la platforma DA. Noi totuși am mers mai departe, fiindcă era important, la acel moment, important erau alegerile din municipiul Chișinău. Da? Dacă ar fi Dorin Chertoacu un politician care nu ar avea această maturitate politică, sau ar fi o persoană care ar fi o persoană ranchinoasă, da? și-ar zice că voi atunci mi-ați făcut mie un rău, vă fac și eu acum un rău. Probabil că astăzi rezultatul nu ar fi așa cum este și nu ar fi un număr atât de mare de ieșire la vot. Rezultatul încă nu-l cunoaștem. Nu, vorbesc de ieșire la vot. Deja avem o ieșire la vot mai mare decât în turul întâi, deci deja e mult mai, e mult mai bine. Pozitivă. Da, e o tendință pozitivă. Iată, vedem acum rezultatul până la ora 21, 37,78%. 11.000 mai mult decât în turul întâi. Exact. Acum, eu vreau să vă rog completarea doamnei Herța și să reamintesc telespectatorilor ce anume s-a întâmplat în 2015. Și este important, dar știți de ce? Pentru că seamănă ca două picături de apă cu cei ce avem noi astăzi. În 2015, în Piața Marii Adunări Naționale, se afla scena Peleului, pe scenă era Dorin Chertoacă. Pe scenă scria în felul următor: votul tău e decisiv, votăm Dorin Chertoacă, votează pentru Chișinău pro-european. Partea cealaltă, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt în fața catedralei, se afla platforma DA cu încă un meeting din sutele de meetinguri care s-au făcut, nefiind unul mai special sau mai puțin special decât toate celelalte. În loc să se alăture manifestației electorale, în care se decidea foarte clar, va fi Greceanu-i sau Chertoacă primar, așa cum hotărâm astăzi, vor fi socialiștii sau vor fi blocul acum, fapt care ni se explică în fiecare zi, asta ne explică zilnic cât de important este să nu pierdem Chișinău pe mâna socialiștilor și noi știm mai bine decât el acest lucru, el n-a știut acest lucru în 2015, pe el atunci asta nu l-a interesat. Și astăzi, în loc să îi se răspundă cu aceeași monedă, pentru că atunci au fost denigrați, loviți, fapt care a afectat foarte mult scorul electoral, putea să fie unul și mai mare pentru Dorin Chertoacă. Astăzi noi din nou am salvat, să spunem așa, situația din Republica Moldova, am știut să trecem peste orgoliile noastre personale și am știut să venim în întâmpinarea celor care nu merită acest lucru. Și eu mă bucur că viața bate filmul și le pune pe toate la punctul lor. Noi le-am spus că sunt inconsecvenți, au demonstrat-o făcând alianță cu socialiștii. Noi le-am spus că vor pierde dacă vor face alianță cu ei. Iată că deja se întâmplă și vedem că structurile cheie, Ilia Dodon și Prorusia. Noi am spus că fără voturile noastre nu vor reuși. Ei spuneau că unioniștii sunt inutili, că ei dezbină, unirea tăciuș și așa mai departe. Vă amintiți declarațiile astea stupide? Noi am demonstrat că fără noi, fără acest bazin electoral, nu se poate învinge Republica Moldova și nu se poate construi nimic durabil. Acum, să mai așteptăm, să mai așteptăm vreo 14 minute să confirme măcar parțial și cecul acest adevăr pe care nu-l putem contesta. Da, într-adevăr, unioniștii sunt cei care au ieșit și au făcut această diferență de voturi. Eu sper și anul viitor la fel să piardă socialiștii și să câștigăm și un președinte de stat, nu de țară, pro-european. Bun, aici e o altă problemă. În cazul în care domnul Năstase ajunge la primărie, ar putea să se inspire din exemple nu depărtate, să spunem, de la București, unde tot așa un primar al Bucureștiului la jumătate de mandat a intrat în cursa prezidențială, s-ar putea să ca domnul Năstase, dacă ajunge primar, să se gândească, bun, voi fi primar un an, văd eu la ce folosesc treaba asta, dar pe mine mă interesează să intru în cursa prezidențială, să-mi iau revanșa față de Maia, în fața căreia am renunțat la un moment dat, și să demonstrez eu că îl voi învinge pe domnul Dodon, cum n-a reușit să facă Maia, de exemplu. Eu cred că scorul pe care îl va lua astăzi Năstase este apogeul politicii sale. El deja este în declin pentru mai multe chestiuni pe care le-a făcut și declarații stupide de-a dreptul nenorocite față de vectorul național al Republicii Moldova. Eu cred că dacă va părăsi, în cazul în care va câștiga funcția de primar și o va părăsi în favoarea candidaturii sale la funcția de președinte, acest lucru va însemna decesul său politic. Și nu cred că își poate permite un asemenea lux. Totodată, eu nu cred că Năstase va face față bucătăriei primăriei și în acest sens va avea nevoie de sprijinul tocmai a celor care l-au susținut. Și eu sunt sigur că expertiza și experiența acestor oameni va fi colacul său de salvare fără de care s-ar aneca. În același timp, socialiștii vor fi mereu de gardă, vor fi mereu acolo ca să-i taxeze, să le pună piedici și de ce nu să-i atragă. Vedeți cât de atent a fost Ceban. N-a votat pentru nimic care au putea să-l incrimineze, chiar dacă colegii lui au făcut-o. Fix cum face Jirinovski în Rusia. El nu votează, dar toată fracțiunea lui votează pentru Putin și așa mai departe. Exact la fel va face și Ceban. Socialiștii vor vota orice mizerie, dar el nu.
pentru că vin alegerile. Vor încerca să-i corupă, să-i mintă, pentru că oamenii ăștia nu au experiență în bucătăria primăriei. Este o chestiune foarte complexă. Aici nu-i timp de emisiuni, dezbateri, megafoane, proteste, cum s-au obișnuit Năstase. Aici este muncă, muncă și iar muncă. Bun. Aici trebuie de dimineață până seara să rezolv apeduct, canalizare, iluminare, asfalt, gunoi și așa mai departe. Sunt foarte multe probleme care nu se discută la emisiuni. Vă asigur că bucătăria de la primărie... Mai aveți două minute până la pauză, da, domnule Herța, vă rog, concluzia noastră. Primăria nu coincide cu ceea ce înseamnă guvernul. Nici 10% din ceea ce înseamnă guvernul nu este primăria Chișinău. Deci aici, într-adevăr, așa cum am spus și Vlad, este nevoie de implicare zi de zi și mai ales nu uităm că presiunile care sunt puse asupra primarului și cu acele cupe de glot și cu acelelalte care, cu siguranță, nu o să le uite, nu le-a uitat socialiștii. Vom vedea cum se va rezista. Asta, într-adevăr, va fi o mare încercare pentru domnul Năstase. Eu sper că, dacă dânsul va ajunge primar, va înțelege că are responsabilitatea de a se purta ca un primar, nu ca un politician în permanentă campanie, că va avea obligația să se profesionalizeze maxim pe ce înseamnă administrație publică centrală, pe de-o parte, și pe de-altă parte nu va uita datoria morală pe care o are față de unioniști, pentru că dacă ajunge primar, și accentuez acest dacă, care își va primi cât de curând clarificarea, are această datorie față de unioniști, față de acei unioniști pe care în mai multe rânduri i-a prigonit, i-a batjocorit. Ne amintim și declarația renumită de la postul acelei televiziune rusesc în care spunea că unirea e o aiureală, nici nu trebuie luată în discuție. Și Batista pe Țambal. Batista, Țambalul, exact. Nu zbierați și nu urlați unire. Le ține minte, ne dor. Multe asemenea chestiuni. Dacă domnul ăsta ajunge primar, va ajunge primarul unui oraș în care unioniștii au un cuvânt de spus, în mod evident. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. A fost alături de noi, spuneam, doi aleși locali care și-au rezolvat problema din primul tur, adică au beneficiat de un vot clar exprimat fără niciun fel de dubii, fără nevoie de turul 2. Este vorba despre doamna Veronica Herța, consilier local la Chișinău și vicepreședinte al Partidului Liberal, respectiv președintele ODIP Unirea și consilier local Vlad Bilețchi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru punctele de vedere exprimate. Noi o să luăm o mică, scurtă, foarte scurtă pauză, după care vom vedea ce are să spună Comisia Electorală Centrală, de acolo de unde toată lumea așteaptă clarificările. Vă amintesc faptul că exit poll-ul, adică sondajul la ieșirea de la urne, poate fi considerat eșuat. De ce? Pentru că el a fost executat într-adevăr pe 67 de secții de votare. Am sumat rezultatele de până la ora 20. Au fost utilizați 164 de operatori acreditați, peste 8200 de chestionare au fost luate în discuție. A fost marcat și un absenteism sau un refuz de participare la sondaj de 25,9%, ceea ce viciază rezultatele sondajului. Sondajul spune că domnul Ceban a însumat 37,1% din totalul voturilor exprimate, respectiv domnul Andrei Năstase 37,0%. Spun 0,0 pentru a se vedea doar diferența de, iată, acolo un minim procent. Din păcate, este absolut irelevant. Numărătoarea oficială va fi aceea care va reuși să clarifice lucrurile. Numărătoarea se realizează deja, iar CEC este cel care rămâne singura instituție abilitată să lămurească până la urmă, în turul 2 al alegerilor locale de la Chișinău, cine a câștigat cele mai multe voturi, cine va fi viitorul primar al Chișinăului. Până atunci, însă, spuneam, o scurtă pauză.
proaspete acumulate în ultimele ore și dacă mai aveți puțină răbdare, vedem și primele rezultate preliminare. Vă mulțumim pentru tot efortul depus și timpul dedicat informării cetățenilor, inclusiv pentru participare la această conferință de presă. Anunțăm că procesul de votare pentru turul 2 a alegerilor locale generale s-a încheiat. Anul 2019 a fost un an în care CEC a organizat două scrutinii complexe cu provocări care au presupus efort, profesionalism și responsabilitate. Pe această cale, ținem să mulțumim, în primul rând, alegătorilor pentru implicare și participare, funcționarilor electorali pentru dedicație, autorităților publice centrale și locale care au facilitat organizarea alegerilor, partenerilor de dezvoltare ce au susținut Comisia în pregătirea acestor evenimente electorale. Acum o oră, la 21:00, s-au încheiat toate secțiile de votare. Astfel, aducem la cunoștință dumneavoastră că alegerile de astăzi au fost unele liniștite, fără incidente majore, de natură să influențeze bună desfășurare a proceselor electorale și rezultatele alegerilor. Legislația electorală prevede că, la al doilea tur de scrutin, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Pe parcursul zilei, CEC a fost informat de către Inspectoratul General al Poliției despre înregistrarea a 88 de cazuri de încălcări sau incidente. Dintre acestea, 28 țin de agitație electorală în preajma secțiilor de votare, 7 despre afișajul electoral în locuri neautorizate, 13 cazuri de transportare a alegătorilor, 11 situații de bănuială de corupere a alegătorilor, 5 cazuri de împiedicare a exercitării dreptului la vot, 21 alte încălcări care pot influența procesul electoral, injurie, huliganism, calomnie, fotografierea buletinului de vot, o tentativă de scoatere a buletinului de vot din secție de votare, o bănuială de vot multiplu. Toate cazurile se examinează de către Inspectoratul General al Poliției. În câteva clipe, împreună vom vizualiza primele rezultate preliminare ale alegerilor de astăzi, la care au participat, conform informațiilor, circa 650.000 de alegători. În municipiul Chișinău, la alegerile pentru funcție de primar general au participat peste 240.000 de alegători sau circa 38% din cei înscriși în listele electorale, cu circa 2% mai mult decât în primul tur de scrutin. Așa cum știți deja, CEC a autorizat desfășurarea unui sondaj de opinie la ieșire de la urne de tip exit poll, rezultatele căruia au fost anunțate acum o oră. În cele ce urmează, datele din procesele verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare vor fi introduse în sistemul informațional și vom putea vedea afișate pe ecrane rezultate preliminare ale alegerilor de astăzi. Până la această oră au fost prelucrate 50 de procese verbale pe țară, în municipiul Chișinău 30% procese verbale, iar rezultatele preliminare le vedem afișate pe ecran. Atragem atenție că toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare poartă un caracter preliminar. Țin să vă anunț că mâine, la ora 15, CEC va comunica bilanțul preliminar privind totalizarea rezultatelor turului 2 al alegerilor locale generale. Și pentru că am zis că este o conferință de presă, vă rog să adresați întrebări. Am fost sesizați printr-o plângere din partea unui concurent electoral, la care am reacționat printr-o adresă în adresa procuraturii privind investigarea evenimentelor care au avut loc la Presecina. Deci am constatat că aceste evenimente sunt de competența procuraturii și nu de competența CEC-ului în temeiul celor invocate în plângerea respectivă. Mai sunt întrebări? Am avut o zi de așteptare ca să vă răspundem la întrebările care vă macină și vă rugăm.
Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc mult și vă doresc o noapte liniștită. Suntem din nou împreună, partea a doua acestei ediții speciale în limba română dedicată alegerilor generale locale în Republica Moldova și mai ales celor din Chișinău. Vă reamintesc că după ora 23, tot aici la Publica, colega mea, Oxana Bodnar, va face o ediție specială în limba rusă. Noi tocmai am ascultat prima conferință publică a Comisiei Electorale Centrale, care a spus că va începe să încarce în sistemul informatic rezultatele și noi suntem conectați la acest sistem informatic și vă vom informa de îndată ce primele rezultate preliminare apar. Am văzut care sunt cifrele oferite de către domnul Cimil. Noi continuăm această discuție, această parte a doua discuției cu alți doi invitați. Este vorba despre doctorul în sociologie și conferențial universitar la Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat din Moldova, domnul Andrei Dumbrăveanu. Bună seara, domnule Dumbrăveanu. Mulțumesc mult pentru că ați venit. Și de asemenea, important, iată, este și consultantul Ian Lisnevski, directorul Interact Group. Bună seara, domnule Lisnevski. Bună seara. Așteptăm așadar primele rezultate, să vedem cum arată primele numărători oficiale. Până atunci însă aș vrea să vă întreb, domnilor, cum vi se pare dumneavoastră această situație generată de exit poll? Adică o egalitate aproape perfectă, un exit poll la care multă lume s-a uitat cu mare atenție și care nu clarifică nimic. Sau poate clarifică și nu știm cum să-l interpretăm. Domnule Dumbrăveanu. Exit poll-ul este o cercetare, este un sondaj, de tip sondaj sociologic, o cercetare care, într-un fel sau un altul, și-a atins un anumit scop. Pentru că exit poll-ul nu are misiunea numai să prezinte niște date statistice care să provoace intriga și mersul unui spectacol, să dirigeze mersul unui spectacol. Exit poll-ul are și misiunea de a vedea cum se orientează alegătorul și cât de fidel este alegătorul în procesul electoral. Bine ar fi fost dacă acest exit poll ar fi fost și în prima, rundă a alegerilor. Deci atunci am fi avut niște date comparate și am fi văzut am avut o încărcătură bună pentru politologi și pentru tehnologii politici care pot până la urmă să dirigeze și să aibă niște argumente și fapte care ar duce până la viitoarele alegeri și ar, într-un fel, ar pregăti electoratul. Pentru că electoratul din Moldova este, am văzut, molipsit de absenteism electoral, electoratul din Moldova este indecis până în ultimul moment și electoratul din Moldova este, într-un fel, un electorat transfug de la un partid la altul, așa cum o fac și liderii politici. Vă întreb puțin, colegii mei spun că au apărut deja primele date oficiale, această numărătoare preliminară oferită de către CEC. Iată, le avem acum, 54,12 contra 45,88. V-aș întreba, așa măcar pentru a vedea cum stăm cu intuiția, cine credeți că este personajul din stânga cu 54,12 din ceea ce s-a numărat până acum și cine este personajul din dreapta cu 45,88? Domnule Lisnevski, cine credeți că are scorul mai mare? Nu, aici știți, e foarte greu de fapt de spus, pentru că campaniile au fost practic, candidații au fost la egalitate, au mers. Totuși, prezența la vot arată că totuși e posibil că totuși candidatul de dreapta să aibă un procent mai mare. Da, se pare că au fost procesate peste 200 de
procese verbale din cele 307, parcă. Aici eu nu stau foarte bine cu cifrele. Adică și trebuie să vedem rezultate unde au fost. Și unde au fost procesate. Secțiile în care, mai mici și vedem primele merg. Dar oricum tendența aceasta să se menține. Totuși, aici, bine, dacă ne grăbim, poate să arătăm și pe urmă. Da, haideți să vedem totuși, da, să deconspirăm cine sunt cele două siluete. Da. Pop, iată, 54,12 la domnul Ceban, 45,88 în dreptul domnului Năstase. Dar este adevărat că contează foarte mult și care sunt aceste secții de votare, cât de mari, cât de mici, în care zone, cu care preferințe ale Chișinăului. Pentru că deocamdată ce vedem este doar preliminar. Vă rog, domnul Dumbrăvan, ați vrut să interveniți. Deci, dacă ne întoarcem la exit poll, el și-a făcut misiunea. Și credem că aceste exerciții sunt absolut necesare pentru că ele aduc în ecuație foarte multe necunoscute care ar putea să fie folosite pe viitor în procesele variabililor electorale. Bun, pe de altă parte, ca cei care ne urmăresc să nu se lasă cumva induși în eroare, ceea ce vedeți dumneavoastră pe ecran acum sunt doar rezultate preliminare obținute prin numărarea unei părți din totalul buletinelor de vot, proceselor verbale, pardon. Noi aici vedem deocamdată undeva aproximativ, cred că 200 din cele 307. Am să rog pe colegii mei din regie să-mi vorbească în cască, să-mi ofere mai multă informație și un pic mai tare ca să reușesc să aud. Am o problemă cu auzitul. În sfârșit, cert este că lucrurile se mai pot schimba, nu, domnule Lisnevski? Lucrurile pot fi schimbate, totuși trebuie iarăși să vorbești, adică de unde aceste procese verbale au fost prelucrate. Însă, ultimele alegeri electorale, noi am văzut că totuși această tendință se menține și totuși tot ce e posibil că acest scrutin să-l câștige prima dată, așa zicem, după câteva ani, totuși să câștige domnul Cibanu. Se pare că avem niște rezultate noi de data aceasta. Ușoară tendință de creștere în cazul domnului Ceban, 54,20, 45,80 în cazul domnului Năstase. Au fost prelucrate, dacă nu mă înșel, 224 de procese verbale. Iarăși nu avem o imagine clară care, de unde, din care secții de votare, să spunem așa, pentru că dacă sunt cele tradițional favorabile, să spunem, socialiștilor, atunci se explică situația. Dacă n-au fost numărate cele care în mod... Periferia, care în mod tradițional este pro-vestică, să spunem așa, sau chiar unionistă, atunci lucrurile s-ar mai putea răsturna. Tendința deocamdată este crescătoare în favoarea domnului Ceban. V-am întrerupt, domnule Lisnevski. Noi trebuie să nu uităm că, în deosebire de anul precedent, campaniile s-au diferit. De fapt și la strategie și la tehnologiile implementate. Dacă pur și simplu să facem o analiză la tot ce s-a întâmplat până acum, da, noi am avut o participare la vot, o campanie electorală a candidaților, însuși candidații electorali și mare parte influență partidelor. Dacă să ne referim la participare la vot, evident că aici plusul merge la domnul Andrei Năstase. Că în mare parte la Partidul Socialiștilor este un număr limitat și el este mai mic decât acelor de dreapta. Dacă să vorbim de campanie electorală, aici ambii candidații au primit un plus. Pentru că, bine, domnul Ceban a făcut o campanie calmă, managerială, mai mult, așa zicem, îndreptată înspre electoratul pragmatic. Și aici eu să mă reîntorc încă. Domnul Andrei Năstase, el a schimbat permanent tehnologiile. El a văzut ce a mers, ce nu a mers. A încercat maximal să facă transmiterea de imagini. Da, prin acest lucru cam a fost încălcat codul electoral. Dar, iarăși, care trebuie să fie pedeapsă pentru această încălcare? Adică s-au făcut maximal posibil ca acest candidat să obțină rating. Și de ce nu? Da, au folosit resurse administrative la limita iarăși folosirii și să menținea acest rating. Dacă să ne referim la anume la candidați, adică cum au arătat la dezbatere, evident că aici în mare parte domnul Cibanu a primit. De ce? Noi vedem că ei sunt practic la egalitate.
Și aici posibil că să decide anume acelea 35.000, dacă țineți minte, noi cândva am vorbit încă la începutul campaniei, 35.000 de voturi, care de fapt este posibilitatea că dreapta să le mobilizeze. Dacă n-au reușit acest lucru să facă, atunci evident că domnul Năstase poate să piardă. Deoarece nu uităm că domnul Cebanu acum a făcut o campanie de centru, nu doar de stângă, dar așa zicem, a făcut o mișcare înspre centru și chiar centru-dreapta, ce îi permite să obțină. Rezultatul din primul tur, dacă veți face, așa zicem, comparație. Îmi cer scuze, s-au mai schimbat puțin, s-au mai updatat puțin rezultatele. Sunt 229 de procese verbale procesate deja, care vorbesc, iată, despre 54,12% în favoarea lui Ion Ceban, 45,88% în favoarea lui Andrei Năstase. E o diferență de aproximativ 9% între cei doi. Cred că staful electoral al blocului acum este un pic uluit de ceea ce se întâmplă și ceea ce vede acum, pentru că tendința sau cumva te-ai fi așteptat ca în turul 2 într-adevăr să mobilizeze mai mult pro-europenii. E drept că acestea sunt doar rezultate preliminare, nu vorbim despre rezultatele finale, dar întrebarea este, domnule Dumbrăveanu și domnule Lisnevski, ce vedem noi acum, conturează deja o tendință destul de clară sau lucrurile se mai pot răsturna? Eu cred că este o dramaturgie plină de momente de suspans și până la urmă lucrurile se vor apropia atât de mult încât pot fi depășite acest punct de echilibru între concurenți. Noi nu cunoaștem într-adevăr de unde, posibil că au fost circumscripțiile cele mai apropiate de aici, de centru, de Comisia Electorală Centrală, procesele verbale. Noi nu știm ce se întâmplă în periferie, în satele mari, care înconjoară Chișinău, sunt 67,42 de procese verbale prelucrate încă în aceste 33 de procente, încă se pot ascunde surprize. E adevărat că noi nu vedem harta în acest moment unde sunt situate aceste 77,19, da? Bun, cele procesate și unde sunt cele neprocesate. Datele noi, iată, arată 53,97 puncte procentuale în favoarea lui Ion Ceban, 46,03 Andrei Năstase. Și 237 de procese verbale procesate, ceea ce cumva ar contura o tendință deja sau încă există acele, hai să zicem, 20% care ar mai putea răsturna ceva. Ar trebui să răstoarne destul de mult, de fapt. Loc pentru surpriză ori fiecare dată ei există, dar totuși pericolul care există pentru, așa zicem, forță de dreaptă în această campanie electorală, și am vorbit despre acest lucru, faptul că periferiile deja nu, chiar și în primul tur, nu au votat geopolitică. Mare parte, chiar și domnul Cebanu la periferie a luat mai mult ca de obicei. Dacă țineți minte și îți faceți iarăși comparații permanent cu turul întâi, domnul Cebanu a luat mai mult decât Partidul Socialiștilor, iar domnul Andrei Năstase mai puțin decât blocul acum. Această cifră trebuia să pună semnul întrebări, totuși să schimbi domnul Andrei Năstase strategia pentru turul 2, cumva să încerce să mobilizeze dreapta. Bine, au fost încercări, dar încercările astea au fost foarte slabe, prin doamna Maia Sandu, prin Dorin Chertoacă. De ce, totuși, o updatare a datelor, 242 de procese verbale, posibil, numărate 78,82, aproape 80% numărate, da. Și dumneavoastră a zis deja posibil, deja gata. Da. Deci, cumva, se profilează cu o certitudine destul de mare o victorie a lui Ion Ceban. Da, totuși noi, posibil că se va micșura acest procent, dar trebuie practic câteva localități masiv la 90% să voteze, adică pentru domnul Andrei Năstase, ca să schimbe posibil această situație. Rezultatele care sunt, dintr-o parte, bucură, deoarece electoratul deja este mai pragmatic, analizează totuși propunerile candidaților, pentru că, da, noi am avut
doi diferiți candidați. Un candidat revoluționar, care de fapt permanent luptă cu cineva pentru ceva, dar în momentul de stabilitate iarăși pleacă în umbră și din cauza că n-are cu ce se ocupe, permanent provoacă război. A doilea candidat a încercat, măcar că noi știm că el destul de aprins este ca politician, a încercat maximum la calm să aducă această campanie electorală, s-a arătat mai mult ca manager, mai mult ca constructor. Poate acest în sfârșit, adică electoratul nostru a început deja să facă o analiză a campaniilor, ce propun candidații, este ceva propus la concret pentru, de exemplu, localitate sau totuși e un joc politic, adică e o campanie politică. Dacă, sincer, noi foarte mult am așteptat poate momentele când electoratul nostru deja să facă, să îndrepte totuși spre rezultat, să creadă în cei care nu doar promit, dar și au unele realizări. Dată noi 246 de procese verbale procesate, peste 80% din totalul voturilor exprimate, așadar 54,19 Ion Ceban, 45,81 Andrei Năstase. Domnule Dumbrăveanu, ce înseamnă asta? Înseamnă că s-a produs o premieră istorică și dacă e istorică, prin ce istorică? Prin ce spune domnul Lisnevski, adică pragmatismul învinge, să zicem așa, în opțiunile electoratului, sau se va marca cealaltă premieră? Pentru prima dată socialiștii pro-estici pun mâna pe primăria capitalei Republicii Moldova. Cred că mai de curând a doua premieră va fi în picioare. Nu este atât pragmatismul, deși este și aici pragmatism, cât a fost mai multe emoții pe pozițiile emotive pe care Andrei Năstase le-a provocat, mai ales în ultimele întâlniri electorale în fața publicului. Mai puțin, mai multă politică, mai multe expresii și atacuri nefondate, nebazate pe fapte concrete și reale. Toate lucrurile astea au făcut să deturneze o parte, pentru că publicul votant este un public emotiv. Toate aceste campanii electorale nu se votează cu rațiunea. În majoritate, mulțimile electorale sunt mulțimi emotive. Și de acest lucru n-a ținut cont, sau poate a ținut cont și prea tare a pedalat Andrei Năstase. Să vedem. Aici încă este un interesant care e legat de exit poll. Aș vrea să văd datele totuși persoanelor care vorbesc română, se consideră români și pentru cine au votat. Ar fi interesant, între timp, iată, 252 de procese verbale procesate, adică 82,8% din totalul voturilor exprimate. Se menține, practic, aceeași tendință spre victoria lui Ion Ceban. 53,97 Ion Ceban, 46,03 Andrei Năstase. Bun, dumneavoastră ați invocat exit poll-ul. Credeți, de exemplu, că dacă domnul Năstase va pierde și se va menține această tendință, va contesta votul, corectitudinea? Evident. Da, adică este oricum o strategie la care trebuie să apeleze domnul Andrei Năstase și este obligat, deoarece pierderea municipiului Chișinău, acestui post, practic este egal cu dispariția politică. La nivel național, noi am văzut deja și datele ultimilor cercetări că este sub procentul de a trece în Parlament, adică partidul s-a revedere în platforma Demnitate și Adevăr, dacă vor merge separat. Și practic PAS-ul și prim-ministru doamna Maia Sandu va relua absolut tot procentul a blocului acum. Este risc mare că domnul Andrei Năstase va dispărea peste o perioadă, evident nu deodată, dar va dispărea ca o persoană politică influentă și care se va poate juca rolul în această alianță, adică a blocului acum cu PSRM. Este un risc, evident că va merge la contestare, va încerca totuși să facă tot posibil, iarăși vom vedea atacuri, etecerea, vor fi vinovați absolut toți în aceste lucruri, dar cel mai vinovat mi se pare că este strategia, pentru că strategia nu a fost, era un termen foarte mic din februarie până în ziua de azi, când s-au promis foarte multe, peste o zi se schimbau declarațiile, s-au semnat
foarte multe declarații că voi face coaliție, pe urmă se facea coaliție, pe urmă s-a semnat, apropo, și cu Partidul Socialiștilor că nu vor trece la atac personal și strategie geopolitică, dar iarăși s-au încălcat. Toate aceste lucruri va lovi în orice politician, nu contează. Și aici mai mult este, dacă ați, domnul Dobrăveanu a vorbit despre emoții. Mi se pare că ar fi fost un lucru paradoxal că unioniștii să voteze pentru domnul Ceban. Deoarece noi am văzut că au existat aceste 35.000 de voturi care puteau să meargă la domnul Andrei Năstase, dar noi am văzut ultimele declarațiile care au atacat și pe domnul Chertoacă, și pe domnul Țuțu, și de aceea Țicu, și de aceea e posibil că aceste voturi totuși au plecat în altă parte, că s-au votat în mare parte contra. Paradoxal, contra la... Sau posibil nu s-au manifestat aceste voturi. Ele au rămas conservate. Posibil că nu s-a... oamenii n-au plecat să voteze. Pentru că deși de data asta au ieșit la vot 40%. Circa 40%, mai mult decât data precedentă. Da, posibil că au ieșit alții de data asta decât cei care au ieșit prima dată. Din aceste considerente, exit poll-ul este foarte, foarte important și analiza lui trebuie făcută minuțios. Da, iată, procentele pe care le vedem pe ecran reflectă numărătoarea de până la această oră. Sunt date preliminare, evident urmează să fie comunicate datele finale, momentul în care toate procesele verbale ajung la CEC, toate secțiile încheie numărătoarea, toate practic validează numărătorile și apoi se face validarea finală de către Comisia Electorală Centrală. Vedem însă că se profilează o premieră în istoria Republicii Moldova, în care primăria Chișinăului ajunge în... iată, în subordinea unui primar de orientare proestică sau prorusă declarată, deși în campania electorală Ion Ceban a fost mult mai rezervat cu aceste declarații. Ba din potrivă, s-a arătat deschis să împartă responsabilități chiar și cu unioniști, făcându-i oferta domnului Țicu, de exemplu, invoca parteneriate cu localități din România și multe alte chestiuni pe care în general nu le-ar face și despre care spuneau adversarii săi că nu îl reprezintă și că nu e altceva decât o tehnologie politică. Tehnologie sau nu, se pare că a dat roade, dar iarăși întrebarea este și vă întreb acum dacă, de exemplu, acest vot va influența guvernarea în ansamblu. Dacă socialiștii, văzând această victorie, vor spune, dragi parteneri de alianță, adică stimați blocul acum, se schimbă regulile. Regulile se vor schimba, evident acest lucru va influența, însă va aduce, mie îmi pare că din punctul meu de vedere, va aduce mai mult stabilitate. Deoarece, în mare parte, Partidul Socialiștilor va avea nevoie de un timp ca totuși domnul Cebanu să arăte că are posibilitate să schimbe lucruri înspre bine, pentru că este o perioadă destul de grea, o iarnă, și aici fix așa, cum va fi afectată această perioadă, va afecta și guvernarea, fix așa poate să afecteze și primăria. Și mare parte socialiștii au nevoie de un timp destul de mai mare, chiar și de un jumate de an sau un an, ca să arăte rezultatele noului primar. Noi date deja 266 de procese verbale numărate, procesate, adică 86,64 din totalul voturilor îl păstrează pe Ion Ceban în frunte cu 53,86 de procente, respectiv Andrei Năstase pe locul 2, 46,14. În medie se păstrează cam aceeași diferență, oscilațiile sunt minore în jurul aceleiași valori, ceea ce probabil poate duce deja pe toată lumea la concluzia că aceste rezultate preliminare configurează și rezultatul final, adică o victorie a lui Ion Ceban. Revenind la discuție, a început să domnul Lisnevski să spună că dânsul vede mai degrabă o stabilizare a situației, dar nu exclude faptul că e un băț cu două capete, aceeași nemulțumire s-ar putea să răsfrângă după aici, iarnă. Da. Aici foarte scurt, aș vrea doar să adaug, dar din altă parte, sarcina domnului Andrei Năstase la momentul dat este să provoace alegerile anticipate. Dacă această perioadă a fi de mai lungă durată, adică nu are cum să politic
să iasă în evidență, să recapite dividendele politice. El are nevoie de o bătălie, de un război, pentru că e un politician revoluționar. Fără revoluție, revoluționarii pleacă în umbră. Dar alegerile anticipate s-ar putea să nu fie pe placul socialiștilor. Ei nu ar garanta faptul că anticipatele le-ar fi favorabile, s-ar putea să încerce să le evite prin alte tipuri de manevre, reconfigurări ale majorității parlamentare, poate divizarea dintre PAS și PPDA, poate doar o pace separată dintre PAS și PSRM, sau de ce nu să intre PDM în joc și să spună avem noi o altă ofertă de colaborare, noi suntem pregătiți să revenim la guvernare, cum au tot spus pedemiștii în ultima perioadă. Care credeți că vor fi scenariile, ca să spunem așa, posibile? Domnule Dumbrăveanu, eu cred că socialiștii acum s-au mai temperat. Dacă câștiga Năstase, ei erau mai, ar fi fost mai incisivi. Acum ei nu au nevoie de alegeri anticipate, cu atât mai mult cât și nu aveau nevoie nici înainte. Au majoritatea consilierilor în primării, au ieșit cu o inițiativă să tempereze atacurile între ei și partenerii de coaliție. Cred că va fi un mariaj în divorț continuu. Un timp chiar până în primăvară și după primăvară, pentru că stabilitatea care vine din Est, așa zisa stabilitate din Est, nu poate asigura stabilitatea în Republica Moldova. 270 de procese verbale procesate, adică 87,94, aproape 88 din totalul voturilor exprimate. Se păstrează aceeași tendință, mai scade ușor domnul Ceban, mai crește ușor domnul Năstase, dar insuficient pentru ca lucrurile să mai schimbe, ca probabil. Să răstoarne situația. Dar după numărul de voturi e posibil de arătat? Adică numărul, procentul, dar numărul, că asta e important. Asta am să rog pe colegii mei. Acum aflu că aproximativ 107.000 de voturi au fost acordate domnului Ceban, așa? 91.800 de voturi în favoarea domnului Năstase, aproximativ. Diferența e de 8.000 de... Da. Da, cam așa. Cam 8.000 de voturi înseamnă mult. 16.000 de voturi diferență, de fapt, da. Cam așa. 16.000 de voturi. 16.000 de voturi care ridică un semn de întrebare mare cu privire la unioniști. Acolo se puneau marile speranțe și iată că marile speranțe cumva au rămas risipite. Poate că unioniștii nu l-au mai crezut pe Andrei Năstase, acel Andrei Năstase care inclusiv despre unionism vorbea când așa, când așa. Va fi o lecție pentru acest om politic. Dacă va ști să tragă concluzii. E interesant ce va spune, într-adevăr, probabil că ne va acuza pe noi holdingul, că a avut un soi de treime cu care se războia holdingul, domnul Ceban și cu domnul Plahotniuc. Aceasta era treimea cu care se războia constant Andrei Năstase. Probabil că asta va face și de acum încolo. Apropo, am văzut o analiză, era publicată, adică analiza numit la... și la dezbateri și la mesajele care au vorbit candidații la întâlnire cu alegătorii, și dacă domnul Ceban mai mult se bazea pe program, pe echipă, pe, bine, și pe partea partidului și pe problemele Chișinăului, la domnul Andrei Năstase cel mai mare procent care mesaj, adică de ce era legat anume de cuvântul Plahotniuc, că au fost invalidate alegerile precedente, etc. Poate și aici este e ca o problemă totuși. Poate trebuia mai mult de bazat anume problemele Chișinăului, de vorbit mai mult despre Chișinău, dar nu despre experiența în Cluj, de exemplu. Pentru că acestea totuși este o strategie. Dintr-o parte poți să tragi imaginea, așa zicem, a politicienilor de succes din străinătate, însă totuși este o limită, pentru că dacă tehnologia aplicată prea des și prea în mare parte, poate să lucreze și în altă și direcție. Se pare că a lucrat în direcția pe care nu a dorit-o Andrei Năstase. 272 de procese verbale procesate, 88,59 din total, adică în curând ne apropiem de 90%, da. Deci e clar că lucrurile nu se mai schimbă. Ion Ceban 53,85, Andrei Năstase 46,15. Bun, acum haideți să lăsăm puțin pe Andrei Năstase, deși ai tendința să te concentrezi mai mult pe perdant decât pe câștigător. Câștigătorul totuși, iată, produce această
premieră în istoria primăriei Chișinăului, respectiv a Republicii Moldova. Dar întrebarea este, domnul Ceban, care a venit cu acest discurs mai temperat, mai calm, bazat pe echipă, pe Chișinău, pe problemele Chișinăului, își va păstra această tendință? Va fi într-adevăr un primar administrativ și mai puțin unul politic? Va menține această atenuare a vectorului geopolitic? Părea împăciuitor așa și cu estul și cu vestul, nu foarte mult vorbind despre preferințele partidului său pentru Federația Rusă. Va fi Ion Ceban un primar într-adevăr pentru administrația publică centrală sau va uita și el, cum uită în general candidații, de ceea ce au spus în timpul campaniilor? Ce credeți? Ce se va întâmpla cu viitorul primar, dacă într-adevăr, și probabil așa va fi, acesta va fi Ion Ceban? Dintr-o parte, putem să presupunem că nu îi se va permite să fie altfel. Deoarece trebuie să înțelegem, aceste alegerile au fost ca o încercare a alegerilor prezidențiale, pentru că alegerile prezidențiale vor fi la anul viitor. Mm-hmm. Nu putem să negăm acest lucru. Și în mare parte, dacă nu va avea succes domnul Ceban, care reprezenta nu doar a tuturor, dar și a partidului, în primul rând, a Partidului Socialiștilor, mm-hmm. evident va scade ratingul în municipiul Chișinău, care este chiar și mai mic decât electoratul de dreapta, va fi micșorat încă mai puțin. De aceea mi se pare că va fi o presiune enormă din partea, în primul rând, Partidul Socialiștilor, ca să corespundă acelui program care o a avut. Din altă parte, noi avem probleme enorme în municipiul Chișinău, care evident nu pot fi rezolvate în acest scurt timp. Totuși, mi se pare că timpul va arăta. Poate de data aceasta, adică vom avea un primar care se va ține de cuvânt și va realiza măcar 5%, pentru că atât 10 ani de zile noi am avut totuși primari care s-au ocupat mai mult de politică decât de administrare municipiului Chișinău. Ce credeți dumneavoastră, domnule Dumbrăveanu? Iată punctul de vedere al domnului Lisnevski, l-am auzit. Ce fel de primar ar putea fi, va fi probabil domnul Ion Ceban? Eu cred că domnul Ceban va fi un primar hibrid. Deci un primar care va merge și pe lozinci, un primar care el nu poate să-și scoată din sinele său spiritul revoluționar, pe care de fapt l-a temperat foarte bine în campania electorală și l-a plasat lui Andrei Năstase. Iată, datele noi arată 53,76 Ion Ceban, 46,24 Andrei Năstase. Revenim la posibilul primar hibrid Ion Ceban. Deci Ion Ceban va încerca să fie și cu estul și cu vestul, așa cum este partidul din care face parte. Însă s-ar putea el să introducă unele corective și în linia partidului, pentru că Chișinău nu este nici Ocnița, nici Dondușeni și nici Edeneț și nici Briceni. Chișinău este un centru de cultură și spiritualitate cu viziuni ferme și acei ce noi spunem unioniștii, care astăzi au profilat 35% cu viziuni absolut, ei au fost dispersați. S-au dispersat, eu să cred că Ion Ceban o să-i unească. Cine o să unească unionismul în Chișinău, o să-l unească Ion Ceban. Și, da, și atunci eu cred că lui Ion Ceban nu o să-i fie așa de ușor cum este președintelui. Dar apropo de relația dintre Ion Ceban și președinte, victoria lui Ion Ceban schimbă ceva din raporturile din interiorul Partidului Socialiștilor? Pentru că acolo, iarăși, Ion Ceban ar putea să vină să spună, iată, v-am adus Chișinăul. Am obținut ceea ce n-au putut altfel. Exact. Cum rămâne cu poziția mea în partid, de exemplu? Cu atât mai mult că Ion Ceban este încă tânăr, iar tinerii sunt foarte ambițioși și porniți spre afirmare mult mai înverșunat decât cei care au o gândire mai cumpătată. Deci ce credeți că se va întâmpla, domnule Lisnevski?
e posibil orice, mai ales în Moldova, cum eu repet foarte, sunt presupuneri foarte multe, însă mie îmi pare că nu îi se va permite în mare parte să facă absolut tot ce dorește. Da, el a obținut un rezultat care nu au putut, să zicem, nici Dodon, nici doamna Griceană, dar să nu uităm, domnul Dodon a pierdut primărie și a devenit președintele țării, doamna Griceană a pierdut primărie și a devenit președinte Parlamentului. Totuși, mi se pare că ea a să înceapă o politică de, așa zicem, o stabilitate, pentru că s-au poziționat foarte bine. Dintr-o parte au obținut și Chișinău, din altă parte au majoritatea cu, împreună cu blocul acum, dar este cea mai mare fracțiune în Parlament, practic controlează absolut tot și încă în mare parte noi suntem declarați ca o guvernare pro-europeană. Este un lucru paradoxal care, bine, mi se pare că și cei din străinătate văd acest lucru, pentru că, apropo, să așteaptă să schimbe Partidul Socialiștilor să aibă la fracțiune încă plus 2 deputați, care deja la momentul dat poate și-au devenit în raioanele primari și vor fi provocate, așa zicem, alegeri parlamentare noi, anticipate în acele circumscripții. Deci, totuși, Partidul Socialiștilor, tot ce e posibil, va deveni tot mai puternic și mai puternic. Și mare parte aici, deja, noi putem vorbi deschis despre un conflict în blocul acum. Deoarece unul va dori anticipate, că mai departe să facă ceva cu ratingul lui, din altă parte, celălalt, de exemplu, Maia Sandu va dori totuși iar cu stabilitate, ca să treacă perioada aceasta de iarnă. Apropo de dorința, posibilă dorința lui Andrei Năstase de a declanșa anticipată ca să se salveze ca politician, totuși el este acela care spunea nu iau în calcul nicio înfrângere, dacă ceva n-ajunge primar, eu îmi fac valiza și plec. Va pleca domnul Năstase dacă pierde sau va merge pe... va spune nu, eu de fapt nu plec, eu am să dărâm tot. El va pleca în Ministerul de Interne. Atât. Nu, dar el spunea că pleacă din țară. Mi se pare că așa se plece și de la Ministerul Internei, totuși, pentru că deja s-au luat în calcul, în blocul acum s-au luat în calcul faptul că el va pleca, să pregătesc acolo schimbări și mai mult ca atât la Ministerul Interne, mi se pare că trebuie o persoană mai puternică, poate cu experiență, poate mai pozitivă, adică o altă totuși persoană. Nu cred că domnul Năstase va pleca, pentru că permanent este cuvântul fraudare, permanent se poate de declarat că alegerile au fost fraudate, că cineva este vinovat, etc. Și apropo, noi am văzut că niciodată nu s-a ținut de cuvânt, câte promisiuni au fost, bine, măcar una, dacă va fi un miracol dacă totuși se va ține de cuvânt și va pleca din țară. Pe de altă parte, noi ne concentrăm foarte tare pe alegerile din Chișinău, uitând că, de fapt, există peste 300 de localități din Republica Moldova care, de asemenea, își aleg primarii, iar acolo e o altă bătălie interesantă între cei 178, dacă nu mă înșel eu, de candidați ai PSRM și 175 de candidați ai PDM-ului. PDM care a arătat că n-a ieșit din curs așa cum sperau foarte mulți, ba dimpotrivă, cumva a rămas cu niște rezultate extrem de interesante. Ce se întâmplă dacă PDM și în turul 2, de exemplu, se descurcă la fel de bine ca în turul 1? Își consolidează poziția, poate pretinde într-adevăr la revenirea la guvernare, cum tot spune domnul Filip în ultimele sale interviuri, și dacă da, ce fel de revenire la guvernare, prin ce metode? Pentru că socialiștii spuneau nu vom accepta niciodată transfugi sau reconfigurarea majorității parlamentare prin vreo metodă nu știu care. Și totuși, domnul Dodon deja dădea de înțeles că da, se poate schimba coaliția majoritară. Cum altfel, dacă anticipată nu, transfugi nu, adică ce se profilează de fapt în jocurile politice. Chișinăul dă un semnal, țara va da și ea un semnal. Domnul Dodon promitea că face niște declarații după ora 21. Nu le-a mai făcut, probabil pentru că îi place ce vede pe ecran sau poate nu chiar așa mult. Rămâne de văzut. Ce credeți că se va întâmpla în ansamblu? E posibil că se va schimba situația și chiar turul întâi a arătat că totuși sunt trei partide au rămas care puternice. Este vorba de Partidul Socialiștilor, Partidul Democraților și Blocul Acum. Partidul Democrat are
nevoie încât de mult de lucrat ca să treacă într-o strategie de opoziție. Are foarte multe oportunități, are posibilitate totuși să devină o opoziție argumentată, cum și s-a vorbit. Da, și dar el se grăbește să vină la guvernare. Și de ce nu? În mare parte se poate să fie schimbate alianțe, deoarece noi am vorbit chiar și în februarie despre faptul că aceste două partide, după doctrine și după program, sunt mai aproape una de alta decât cu blocul acum. În mare parte, blocul acum cu PSRM-ul format această alianță au fost din exterior. Nu a fost o decizie internă a Republicii Moldova. Au fost o decizie externă care în mare parte au impus prin, așa zicem, prin influența sa, adică această alianță. Bine, asta e o altă temă. Deci evident că este posibil și în mare parte în teritoriu se vor forma alte alianțe, nu doar între blocul acum și PSRM. Deoarece aici, apropo, și la rezultatele municipiului, noi am văzut și dacă vom analiza primare din localități din municipiu, din suburbie, sunt mai slabi decât ratingul blocului acum și trag în jos. Noi am văzut în primul tur rezultatele unui primar din blocul acum a acumulat jumătate din procentul pentru Consiliul Municipal. Adică totuși este un simbol pentru blocul acum că nu au persoane în localități care pot fi, așa zicem, apreciați, pot fi văzuți ca lideri. Pentru că în municipiul Chișinău e foarte ușor să faci campanie locală pe campanie politică a partidului sau ceva de genul ăsta. În localitate este mai greu. Și acest lucru, apropo, a arătat sistemul mixt, unde în mare parte blocul acum a luat locul 3, nici nu a 2. Și noi, dacă să facem o analiză la Consiliul Local și primari, numărul primarilor, noi vedem că după numărul primarilor merge Partidul Democrat mai sus. După deja Consiliul, vedem cum este pe locul 3. Totuși, practic, aceleși rezultate cum și au fost în februarie. După la Național au fost pe locul 3, la uninominale pe locul 2. Ca o continuare a acestor observații analitice ale domnului Lisinevski, domnule Dumbrăveanu, observăm că se prefigurează și deja cred că cu certitudine destul de mare următoarea situație. Domnul Ceban ia primăria și poate să ajute partidul sau poate să defavorizeze partidul și pe candidatul său în cursa prezidențială dacă nu performează bine în fruntea primăriei, mă refer la cursa de anul viitor, iar până atunci, dacă inițial, domnul Andrei Năstase reproșa doamnei Maia Sandu: uite, m-am dat la o parte pentru tine în cursa prezidențială și ai pierdut în fața lui Igor Dodon. Acum doamna Sandu poate să se ducă la domnul Năstase și să-i spună: poftim, nici tu nu te-ai descurcat mai bine în fața lui Ion Ceban. Și atunci cumva vedem germenii unei posibile rupturi în blocul acum, o separare și mai clară între PAS și PPDA? Nu cred să ajungă la o separare bruscă și oficială, dar în interior, la nivel de aceste relații interumane, dacă vreți, pe linia partidului, s-ar putea să apară niște frustrări. Și aceste frustrări în timp ar putea să ducă și la niște rupturi așa nu bruște, dar metodic se producă niște fisuri care vor fi mai târziu greu de lichid sau greu de reparat. În principiu trăim timpuri interesante politic și schimbările care se produc denotă că viața partidelor este interesantă și actorii politici, spre deosebire de actorii de teatru, dacă mor în dramă, mor pentru totdeauna. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Noi am ajuns la finalul acestei a doua părți a ediției speciale în limba română dedicată alegerilor generale locale din Republica Moldova și mai ales Chișinăului. Mulțumesc
profesorului, conferențialului universitar, doctorului în sociologie, domnului Andrei Dumbrăveanu și de asemenea consultantului politic Ian Lisnevski pentru opiniile exprimate. Nu plecați însă de lângă Publica TV pentru că urmează ediția specială în limba rusă, moderată de Oxana Bodnar. O scurtă pauză, timp în care probabil se vor clarifica deja cifrele până la capăt. Deocamdată, după cum ați văzut, tendința, care probabil se va menține dat fiind procentul mare de procese verbale deja procesate, este aceea că viitorul primar al Chișinăului va fi, sau hai să spunem deocamdată, ar putea fi domnul Ion Ceban. Așadar, o scurtă pauză, după care rămâneți alături de Publica, ediția specială în limba rusă cu Oxana Bodnar.